Thank you.
tine și te îndură spre noi. Pentru odihna sufletului adormitei serve lui Dumnezeu ales și pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Păcatul ce l-a făcut ea cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă ei. Că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veci și cuvântul tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormitei servei tale, Alis, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție mărie înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Său Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
Iară și iară, cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu, noi! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormite în sevea lui Dumnezeu Alis, și pentru ca să-i se ierte ei toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, Doamne, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor ei, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să-i cerem. Adormite servei tale, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh,
căsăția noastră, îndoliată familie. În scrisoarea sa adresată creștinilor din Roma, Sfântul Apostol Pavel ne învață: credința vine din ascultare. Fidex ex auditu. Este acea ascultare prin care ni se împărtășește credința, dar și o altă ascultare, numită obediență, prin care, după ce am auzit urechile trupului adevărului de credință, ne conformăm viața la acestea. Misiunea părinților noștri se leagă, în primul rând, de această slujire sfântă. Ei sunt cei care ne transmit credința. Pe genunchii lor am primit primele povețe creștine. De pe buzele lor am cules primele rugăciuni sfinte. Cu adevărat, multă binecuvântare este pentru copiii care înțeleg rostul ascultării, din ascultarea rolul credinței, iar credința singura care le deschide inima lui Dumnezeu. Și astăzi, în mijlocul nostru, este o mamă. O mamă adevărată, care pe urmele Maicii Sfinte, pe toate le-a păzit în inima ei. O mamă care a știut să fie ascultătoare la șoaptele Domnului. O mamă care a știut să spere și să iubească. O mamă din ale cărei rugăciuni tainice au înflorit în familia ei chemări la urmarea Domnului, pe care preoției și apoi a arhieriei, dar și la viața consacrată, chemări dăruite Domnului cu inimă neîmpărțită și pe care ea, primindu-le, a știut să spună, precum Fecioara Sfântă, fie mie după cuvântul tău. Rugăciunile tale, Mama Alice, să însoțească mereu biserica și pe noi toți. Și dacă astăzi noi suntem aici, dacă astăzi mai este credință în sufletele tinerilor noștri, este în primul rând datorită rugăciunilor voastre, mame, tați și bunici sfinți, voi care ați știut să transmiteți ceea ce și voi ați primit, așa cum a făcut și Sfântul Apostol Petru. Argint și aur nu au, dar ce am, aceea îți dau. În grădina Învierii, când îl vei întâlni pe Iisus cel Înviat, sărutându-i picioarele sfinte, tu, Mama Alice, și rugăciunile noastre, și rugăciunile celor care cu noi și înainte de noi au știut, așa ca tine, să creadă și să aștepte sosirea ceasului Domnului pentru biserica noastră. Cu sufletul plin de lumina Învierii Mântuitorului, transmitem întregii familii și în mod cu totul deosebit preasfinției sale Florentin și preacuvioasei sore Letiția, expresia celor mai sincere condoleanțe, asigurându-vă pe toți de unirea cu rugăciune. Lucian Cardinal Mureșanu, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, greco-catolică. Onorate oficialități ecleziastice și civile și întristată asistență, îngăduiți ca în tot special să mă adresez preasfinției Florentin și familiei sale. Și să-i prezint condoleanțele Bisericii Ortodoxe și rugăciunile noastre pe care le facem pentru Mama Alice, care s-a mutat în eternitate. Realizăm preasfinția voastră ce rol mare a avut Mama Alice în devenire, în dreptele urcării spre slujirea lui Dumnezeu. Când Sfântul Apostol Pavel îi scria cu ucenicului său iubit, printre altele, sublinia și această realitate. Îmi aduc aminte, cu nostalgie, de credința nevățarnică care s-a sălășuit întâi în bunica ta, Loida, apoi în mama ta, Eunice, și la urmă și în
Noi credem în izvor. Preocupărilor spirituale de acolo, de la Samaria. Și nu numai Sfântul Pavel, dar și Sfântul Apostol Petru, subliniată aceeași realitate în prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 3, spunând așa, referindu-se la mamele noastre, la mama Alice care s-a mutat atunci, zice Sfântul Petru. Podoaba lor nu este cea de din afară, bijuteriile de aur scumpe sau împletirea părului, ci este omul cel tainic al inimii în nestricăcioasa podoabă a unui duh plân și liniștit. Și credem că așa a fost mai Maris. Și atunci realizăm că în suflet este Hristos, este Hristos. Și noi încercăm, așa cât pot oamenii, să aducem în asemenea clipe, cu mâini de compasiune și de condoleanță. Știm că întărirea cea mare vine de la Domnul Hristos, gânditorul nostru. Când Marta și Maria erau preate pentru moartea lui Lazar, a spus un cuvânt care este valabil până la sfârșitul veacurilor. Amin, amin, vouă. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar nu va trăi, și cel ce trăiește credând în mine, nu mai moare niciodată. Această credință a avut-o mama preasfinției voastre și v-a transmis-o și preasfinția voastră o mărturisit și o transmite pe mai departe. Și cu toate acestea suntem oameni și trecerea celor dragi e doar. Și rând pe rând constatăm că mulți dintre cei dragi sunt dincolo, mai mulți sunt dincolo ca din coace, dar mâine vom fi și noi alături de ei. Zice Sfântul Ioan Teologul în Apocalipsă. M-am uitat și am văzut o mulțime mare pe care nu mai putea număra nimeni. Din toate neamurile, din toate semințiile, din toate popoarele de succes. Când în fața Domnului Hristos îmbrăcat în haine albe, cred că aceasta e vederea. M-am adus este acum acolo. Dar am zis că oamenii fiind, ne întristăm, chiar dacă avem credință. Și atunci cuvântul nostru de compasiune este tot mai cu modul nostalgic în care credea moartea una dintre sensibilele noastre, Părinte. E vorba de Marta Isar, care trebuie să fie. Dar triste fuge într-o zi, poate chiar mâine, pomii de care e acolo de Dumnezeu să mai fie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare, o să mai fie în lume după noi cu mintea lui timpul și de ploi, cu zori din care și nu e răcoare. Și dacă asta o să mai lăsa și luna tot așa o să plece mirată peste apa care trece, noi sigur nu o să fim a doua oară. Și stare așa de rău, că se mai poate găsa atâta vreme de dură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment. Și pare neînțeleșit când privim la cel mai des, că nu vreți un flor, că iubim, noi care atât de repede murim, noi care atât de repede murim astăzi, flori de compasiune noastre, îl așezăm la căpătul mamei Alice și în același timp prezentăm sincerele noastre condoleanțe, preasfințitul Florentin, familiei sale și dumneavoastră tuturor. Dumnezeu să tuturor credincioșilor ca fiecare
să încerce să se apropie în anul respectiv de izvorul botezului, să se apropie și să intre în biserica unde a fost botezat. Anul trecut, preasfințitul Florentin a găsit o asemenea ocazie și a venit la Iași. Și într-o celebrare unde au participat episcopii noștri, preoți și credincioși, preasfinția sa a voit să-și amintească. Să amintească ziua botezului în care a primit lumina credinței. Ne-a arătat și o fotografie de la acel moment. Și în cuvântul preasfinției sale a avut cuvinte de mulțumire aduse lui Dumnezeu, dar și cuvinte de mulțumire față de părinții preasfinției sale, care în acei ani, când nu era chiar foarte ușor ca să-ți mărturisești credința, părinții preasfinției sale l-au prezentat în fața Domnului și a primit darul credinței, botezul. Mama preasfinției sale este cunoscută în Moldova, pentru că foarte mulți bolnavi care aveau nevoie de medici apelau la dânsa. Și dânsa nu numai că îi prezenta medicilor, dar chiar și îi adăpostea acasă, la Dumnezei, pe toată perioada cât dânsii trebuiau să stea și să facă investigațiile medicale de care aveau nevoie. Astăzi, când dânsa nu mai este printre cei vii, dar este prezentă în locul nostru și cu siguranță se bucură că suntem în jurul ei, de la Iași am venit un mic grup reprezentativ, preoți, persoane consacrate și laici, pentru ca să fim prezenți aici și să o încovărășim, să o însoțim pe ultimul ei drum, pe acest pământ. A voi să fie de față și episcopii noștri, Petru și Aurel. Dar o situație deosebită a trebuit să îi ducă pe alte drumuri și de aceea preasfințitul Petru i-a transmis preasfințitului Florentin o scrisoare pe care vă rog să-mi permiteți să o citesc. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Florentin, preacuvioasă soră, îndurerată familie, vestea morții, vrednicii de amintire și prețuire Alice, mama bună, generoasă și creștină, plină de iubire și dragoste față de Dumnezeu și față de Măicuța Sfântă, precum și față de cei încercați și suferinți, ne-au umplut inima de durere, dar și de invitație la o îndreptățită dorință de rugăciune pentru fericirea veșnică a sufletului ei nobil în patria celor drepți. Toți cei care au avut bucuria de a o întâlni și de asemenea toți cei care au apelat la ajutorul și serviciile ei, rămân cu un regret adânc și nu o vor putea uita niciodată, știind că dânsa le-a deschis nu numai ușa pentru a-i găzdui și a-i întări în felurite încercări, ci chiar și inima ei, plină de șarm spiritual și adevărată căldură.
Sunt mulți bolnavi și nu numai, care au beneficiat de sfaturile ei pline de curaj și optimism și de asistența și încurajarea sa în greutățile vieții. De asemenea, rugăciunile și jertfele de care au beneficiat toți membrii familiei, mai ales preasfinția voastră, preacugernica soră, precum și fratele Mușar, nu pot fi uitate și credem că Domnul și Măicuța Sfântă le-a primit și pentru tot ce a făcut o va răsplăti în împărăția celor buni și drepți. Preasfințite, dragii noștri, frați și prieteni plărați, la celebrarea Sfintei Liturghii și a prohodului de încredințare în mâinile Domnului, voim să fim prezenți și noi, cei de la Iași, care din binecuvântate motive va trebui să facem de la sanctuarul din Cescocova, unde vom fi pentru un pelerinaj și cu scopul de a aduce la Cacica icoana Maicii Domnului îmbrăcată cu o haină nouă și o nouă coroană. O vom aminti acolo, la Cescocova, pe vrednica mama Alice, în fața Maicii Sfinte și ne vom ruga pentru mânghierea întregii familii. Implorăm fericire pentru ea și mânghierea speranței unei fericite revedere în cer pentru cei rămași în lume, pentru mult ce duce la cer. Recviescat în pace și în veci pomenirea ei pentru Gheorghe, episcop de Iași, Aurel Percă, episcop auxiliar. Pe fericire voastră, numele Preasfinției voastră, Preasfințiile voastre, pentru cei mici părinți, îndoliată, dar plină de speranță, familie, cuvioase surori, stimate autorități locale și centrale, iubiți credincioși. Ca unul care am avut privilegiul de a sta aproape de seva lui Dumnezeu, Alice Bihărneanu și-au cunoaște mai bine în mod special în acești ultimi 2 ani, când am asistat-o spiritual și am împărtășit-o zilnic cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, doresc să vă transmit câteva date biografice, câteva crâmpeie de lumină din viața, activitatea și personalitatea acestui suflet nobil. Aș dori să încep acest cuvânt cu un verset din Psalmul 118, care caracterizează foarte bine viața mamei Alice. Cuvântul Tău, Doamne, e făclie pentru pașii mei și lumină pentru cărările mele. Alice Bihărneanu, născută Caraman, a văzut lumina zilei la data de 14 august 1934 în București, din părinții profesor universitar pentru Caraman și profesor Alice Caraman. Provine dintr-o familie de intelectuali. Tatăl a fost declarat academician, având un frate Petru, doctor docent în matematici la Universitatea din Iași și o soră conferențiară universitară la Politehnica din Galați. Școala primară și liceul de fete Oltea Doamna le-a făcut la Iași, fiind o elevă silitoare și cu multă inițiativă. După terminarea liceului, în anul 1952 a urmat cursurile Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic din Iași. A absolvit facultatea în anul 1957, fiind o studentă eminentă. Vorbea la perfecție franceză și engleză. În timpul facultății a făcut parte din echipa de gimnastică a Institutului Politehnic Iași. După absolvirea facultății,
a fost repartizată la uzinele chimice Turda. În anul 1958 a fost numită șefă de secție, apoi în anul 1965, în cadrul serviciului de cercetare, s-a ocupat de îmbunătățirea calității unor materiale chimice. Din 1970 s-a transferat la întreprinderea de medicamente Terapia Cluj, la secția de biosinteză, unde a lucrat până la pensionare. A pus mult suflet din activitatea pe care a desfășurat-o lucrând în trei schimburi în această secție, care a pornit de la zero și în care a organizat atât producția cât și cercetarea. După absolvirea facultății, s-a căsătorit cu inginerul Corneliu Crihălmeanu în anul 1957. Această căsnicie a fost binecuvântată de Dumnezeu cu trei copii. Primul, Mușat, după absolvirea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, s-a căsătorit cu Simona Vana, are doi copii, Tudor și Irina, iar din anul 2000 sunt stabiliți în America. Al doilea, Florentin, după absolvirea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, a aprofundat studiile teologice, obținând titlul de doctor în teologie. Fica, Alice Mirela, a absolvit Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca și apoi a intrat în congregația surorilor Maicii Domnului cu numele de Maria Letiția. Credința în Dumnezeu a fost lumina pașilor vieții ei, o lumină care a transformat-o în lumină pentru toți cei care au urmărit-o. A fost persoana care a ținut flacăra credinței mereu aprinsă în sânul familiei, cea care a împreunat pentru întâia oară mâinile copiilor ei în rugăciune, prin felul ei de a-și trăi credința și de a se ruga, a insuflat copiilor mare credere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. O mare dragoste față de Sfântul Anton de Padova, față de devoțiunea primei vineri din lună și cea a rozarii. Participa cu regularitate la Sfânta Liturghie, în duminici și în sărbători, în ciuda obreliștilor inerente din timpul regimului comunist. Astfel, după participarea la o Sfântă Liturghie duminicală împreună cu copii, a fost urmărită de reprezentanții regimului comunist. A doua zi a fost chemată la biroul de partid. Acolo a fost întrebată: tovarășa inginelă, vă dați seama că puneți în pericol viitorul copiilor dumneavoastră prin educația pe care le-o dați? La care mama Alice a răspuns tot printr-o întrebare: dumneavoastră aveți copii? După răspunsul afirmativ al acestuia, dânsa a spus: eu nu vă voi impune niciodată modul în care să vă educați copiii. De aceea, permiteți-mi și mie să educ copiii după propriile mele convingeri. Atunci să ne atrageți atenția cu privire la educația pe care le-o dau copiilor mei, când îi veți vedea făcând rele, mițind sau furând. Urmarea acestui răspuns întâlnit, chiar dacă a continuat să meargă la biserică, nu a mai fost interpelat asupra acestui subiect. Apelativul cu care îmi numeau atât angajații secției, cât și multe alte persoane, era mama Alice, datorită bunătății și calității cu care a fost gata mereu să ajute spiritual și material printr-un cuvânt bun și un sfat părintesc pe oricine, prin acte de generozitate făcute cu discreție și fără a face niciun fel de diferență între persoane. Binele pe care l-a făcut s-a născut și dintr-o vocație particulară de dăruire față de sănătatea celorlalți. Și-a dorit să facă facultatea de medicină, ceea ce nu a fost posibil din motive politice, ținând cont de faptul că tatăl ei, profesorul Petru Caraman, a fost persecutat de regimul comunist. Odată, cu înaintarea în vârstă, dimensiunea spirituală a credinței ei s-a întărit tot mai mult și s-a împletit cu această
compasie la îngrijirea celor suferinți. Perioada cea mai rotundă sub aspect caritativ a fost după anul 1988, când s-a pensionat, dedicându-și tot timpul disponibil vizitării, susținerii materiale și spirituale a bolnavilor. A acordat o atenție deosebită bolnavilor de cancer, persoanelor cu dizabilități, săracilor, precum și tuturor celor aflați în situații dificile. Și-a pus la dispoziție timpul, casa, masa, mașina, cunoștințele din rândul personalului medical, fiind disponibilă să facă cele mai mile sfârșiri pentru persoana umană. Mărturiesc au zecile de mesaje primite de familie în aceste zile de la persoane din diferite localități, care au fost ajutate și susținute în momente grele ale vieții lor. Încă de pe vremea comunismului, când Sfânta Liturghie se celebra clandestin în apartamentul părintelui Vasile Maria Mureanu, mama Alice a participat în mod regulat și odată cu anul 1990 a fost parte integrantă a nucleului cu care s-a constituit prima comunitate parohială de aici, din cartierul Grigorescu. După numirea părintelui Iosif Popa ca paroh al acestei parohii, mama Alice a fost nelipsită de la Sfânta Liturghie zilnică și de la programele devoționale și caritative desfășurate în parohie. Ulterior, a făcut angajamentul solemn de intrare în cadrul reuniunii mariane din parohia Grigorescu. Treptat, starea sănătății s-a agravat, dar angajarea ei caritativă nu s-a diminuat. În acest context, în anul 2010, i s-a montat un stimulator cardiac, apoi în data de 2 martie 2012 a făcut un prim accident vascular și a fost tratată la clinica de neurochirurgie, apoi la neurologie. La apele clinici, părintele Dacian Ciupei a împărtășit-o zilnic și a susținut-o cu rugăciunea. După perioada de spitalizare, a fost adusă la Mănăstirea Maicii Domnului, a Congregației Surorilor Maicii Domnului de aici din Cluj-Napoca, din bunăvoința și dorința expresă a preacuvioasei Maici Paula și a surorilor din comunitate, în data de 6 aprilie 2012, în vinerea Floriilor. Toate surorile i-au purtat o afecțiune și o grijă permanentă, ceea ce a condus la o recuperare neașteptată din punct de vedere medical. A fost zilnic asistată spiritual și a fost împărtășită zilnic cu trupul și sângele Mântuitorului, merind spre viața veșnică. Atunci când sănătatea ei permitea, participa cu bucurie la programul de rugăciune al comunității și la Sfânta Liturghie. În toată această perioadă a fost deosebit de senină, purtându-și crucea suferințelor cu multă răbdare și mânând multe pace în jur. Deși nu mai putea spune multe, era foarte prezentă la ceea ce se întâmpla în jur și sensibilă la starea persoanelor care se apropiau de ea. Expresiile cele mai des folosite au fost Doamne ajută, draga mami, și mulțumesc din tot sufletul cu care se adresa tuturor surorilor. În toate zilele acestor 2 ani de suferință, țintuită la pat, Îngerul Păzitor, care s-a ocupat îndeaproape, clipă de clipă, de toate necesitățile ei, a fost sora Letiția. Ea a împărtășit toate durerile, nevoile, cât și zâmbetele și bucuriile mamei Alice, însoțind-o cu dragoste și perseverență până în momentul trecerii din această viață. S-a bucurat mult de orice gest, oricât de mic, de afecțiune manifestat față de ea. De asemenea, se bucura de tot ce o înconjura frumos în această grădină a Maicii Domnului. În acești 2 ani, soțul ei, Corneliu Vihelmeanu, a traversat aproape zilnic tot orașul pentru a-i ține companie, căutând
diferite mijloace pentru a petrece un timp cât mai plăcut împreună. De câte ori a fost cu putință preasfinția sa Florentina a venit să celebreze Sfânta Liturghie la mănăstire, rămânând apoi câte o răstimp cu dânsa, aducându-i multă alinare și bucurie prin prezența sa. În aceste momente de comuniune, recunoștința mamei Alice ieșea spontan prin expresia „Îmi dai sănătate”. În momentele în care preasfinția sa nu putea veni să o viziteze, o suna zilnic pentru a o întări și a o asigura de rugăciunile și binecuvântarea sa. În ciuda distanței de peste mări și țări, fiul mușat împreună cu familia sa a însoțit-o cu rugăciunea zilnică pentru sănătate, în mod special la Sfântul Anton, bucurându-se pentru fiecare zi de viață pe care bunul Dumnezeu i-o mai dădea mamei. În fiecare seară cerea vești de la tata și se simțea părtaș la tot ce a trăit mama în acești 2 ani. În dimineața zilei de 31 martie 2014 s-a declanșat un nou accident vascular. Înainte de a fi transportată la urgență, a primit Sfânta Împărtășanie și s-a administrat Sfântul Vascul de către preasfinția sa Florentin, Părintele Capelan. Apoi a fost internată la Clinica de Neurologie din Cluj-Napoca. Pe 4 aprilie 2014, prima vineri din lună, starea de sănătate s-a alterat din ce în ce mai mult. După ora prânzului s-a petrecut un fapt providențial. A apărut în salon Părintele Fabian, parohul comunității romano-catolice din localitatea Gheorgheni, căutând o persoană internată. Văzându-le pe surori în jurul patului unei bolnave, a spus: „Sunt preot catolic, pot să vă ajut cu ceva?” A primit sacramentele. I s-a spus că fusese împărtășită și primise masul. Atunci s-a oferit să facă o rugăciune împreună cu surorile, după care i-a conferit mamei Alice indulgența plenară cu binecuvântarea pentru momentul morții, împlinindu-se astfel promisiunile legate de devoțiunea primei vineri din lună. S-a stins la puțin timp ca o candelă pe altarul suferinței, trecând la Tatăl în aceeași zi, la ora 18, când la mănăstire începe Sfânta Liturghie. Din grija Providenței Divine, circumstanțele și bunăvoința celor de drept au permis că răstimpul până la ziua mormântării să poată fi depusă în camera mănăstirii Maicii Domnului, acolo unde a viețuit în ultimii 2 ani, fiind însoțită de acest ultim drum de rugăciunile, afecțiunea și atâția frumoasă din sufletul surorilor. Vietuțile creștine le-a trăit în mod discret, mai cu seamă modestia, smerenia, bucuria interioară și numeroasele fapte bune știute și neștiute care le-a săvârșit în numele Domnului sunt pentru noi astăzi o lumină călăuzitoare pe drumul acestei vieți. Rămâne pentru noi toți ca un model de trăire a credinței creștine întemeiat pe rugăciune și caritate. Păstrăm amintirea unei persoane deosebit de caldă, generoasă, disponibilă de a ajuta la orice oră din zi și din noapte, îndelung răbdătoare, iertătoare și aducătoare de pace. Credem că inima ei, plină de iubire, va continua să reverse spiritual harul dragostei materne asupra noastră. Să-i fie odihna în lumină înveșmântată și amintirea ei în veci.